Iaca, voi ziceți că e rău de trăit în Moldova. Cum e rău, măi, oameni buni, dacă iau-te și concerturi să fac? Nici în America nu vezi așa ceva. Nu spun eu asta, nici o spus o șină de-a mea care a fost duminică la Raion, la Nisporeni, și a văzut minunea minunilor. Și artiști de toate felurile, și sute de motocicli, muzicanți de pe toate globurile pământești, și s-au pușcat și cu de-astea, cu saluturi de-astea. Înseamnă că Falioli a fost frumos? Întreb și eu. Nanăleană, nici nu știu cum să-ți spun. Pe de-o parte, a fost frumos, dar pe cealaltă parte, te crușești, tocmă, de cât bănăriți o cheltuie pentru toată frumusețea asta. Dar și noi trăim în America, să faci concert ca în America? Eu, când mă întorșem de la concertul lor, am chicat de vreo două ori jos în grochile de pe drumurile și alea din Nisporeni. Întuneric, beznă. Și așa o foame era, că când am ajuns acasă, tremuram tătă. Dau-ți deschid holodilnicul și ala, dar întrânsul tinir și. Am adunat și eu tăt și era pe acolo și am mâncat o lecuțică, că să nu mă culc flămândă. Că știi, când te culci flămândă, nici nu poți dormi. Chiochileană, ei aș bat joc cu concerturile astea. Serios că-și bat joc. Știi câte pensii au bagat ei în concertul ăsta? Pensiile pe o lună pentru tăți pensionarii din Moldova. Tu ia ca zici, Falioli, că ei aș bat joc din norod. Dar știi de ce ei aș bat joc? Pentru că norodul așa și le spune. Mai tovarăși, domni conducători, nu vreți să vă bateți o leacă joc din noi? Hai, chiar vă rugăm. Fatu, tu cât îi dai voi omului să sui în cap, apel atâta îți suie. Dar dacă îl vezi pe om că el numai se aproche de tine și tu îi zici, stai, stai pe loc. Apela să te amă să se aproche de tine. Dar dacă tu îl lești să lichească de tine, să te apuși de umeri, să te îmbrățișeze, apă gata, el de-amu să suie și în cap. E că ne-ai văzut mâța mea afară, se încălză la soare. Așa-i? 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 Apea ca Falioli, mâța asta n-o calcat niciodată pragul casei. Numai afară. Afară și iarnă, afară vara, numai afară. Afară îi dau de mâncare, ei, mă rog, și poate să-i dă-i o babă. Las-o să prindă, să prindă șoare și vrăghii. Iarna tot așa, de o măt de jiscol, afară, afară. Dacă-i mâță, ia-ți găsească ursoaica din pod, unde tot așa de cald ca la mine pe cuptiori. Iefa, dacă mă uit la alții cum lasă mâța în casă, îi dau de mâncare în casă, o lasă să doarmă în casă, alții chiar și în pat o lasă să doarmă. Dar pe mâța e mâță, ești de părți împli și de purici și așa niște concerturi ți-a faci prin casă, mai de hai decât acelea de care ai zis tu de la Nisporeni. Și ți-a grăpănat divanul, și ți-a suit pe masă, și ți-a furat mâncarea, și s-a chișă, și s-a căcat în casă. Ia ca Falioli, tu te niri de ce fac concerturi de astea cât pensia pe o lună. Dar știi de ce fac ei asta? Tu ai văzut? Ai văzut câtă lume s-a adunat, câte mii de noroade și se veseleau, și țopăieau, și dansau. Dar mâța le fura mâncarea de pe masă. Dar ea zice că, maladeț mâță, maladeț, mai fură, nu te rușina. Mâța le se chișă și se căca pe chișoare. Dar ea zice că, maladeț mâță, poți să te cași și pe nas. Așa că, măi oameni buni, nu mai ziceți, ași mâți răle ne mai conduc pe noi, dar ziceți, ași nătânși mai suntem noi, dacă am lăsat mâțele să ne conducă și să ne facă concerturi cât pensia pe o lună. Iaca, iaca, navă și concert de la Nisporeni. Câți, câți, câți purcășioane, câți! Ia că vedeți, am străgat odată și s-a oprit. Dar voi, când ați străgați la mâțele și alea din Parlament, tot așa odată? Când?